Anunțul făcut de conducere că nu va da prima de Crăciun ca parte a celui de-al 13-lea salariu negociat la începutul anului i-a nemulțumit pe angajații fabricii Johnson Controls din comuna Bradu. Muncitorii de la schimbul 1 au refuzat să plece acasă, iar cei din schimbul 2 să intre la lucru. Cu toții au rămas în curtea fabricii unde se fac scaunele pentru Dacia. Vor să ne ia al 13-lea salariu, care reprezintă 30% din salariul nostru. Fără să ne anunțe din timp, cel puțin, asta este nemulțumirea angajaților de la Johnson, fabrica Gici, fabrica Metal. Muncim un an de zile. Pentru ce? Ei, ca să-și ia mașini, au vreo 30 ceva de mașini, Johnson, Passaturi, să duc la munte, la mare, pe banii noștri. Demisia cu ei. Zice că n-au bani, vor să ne ia 30% din salariu. Să renunțăm noi, să-i ajutăm noi. Pentru ce? Pentru ce? Pentru ei? Pentru ei, ca să simte ei bine. Pe timpul protestului, angajații de la Johnson Controls au blocat în poarta fabricii atât camioanele cu marfă, cât și autobuzele venite să-i ducă acasă pe cei de la schimbul 1. Așteptați angajații să iasă? Și deocamdată nu vor să iasă, nu? După aproape 2 ore de protest, liderii de sindicat, întoși de la negocieri cu conducerea, le-au dat vești bune angajaților. Își vor primi banii promiși. S-a rezolvat, s-a rezolvat tot. Vă dau banii? Da, deci până la urmă s-au găsit bani.